miercuri dimineață, un tânăr de 27 de ani, care se afla la volanul unui autoturism, a acroșat un motociclist de 75 de ani pe strada Avram Iancu din Petroșani. Tânărul nu a acordat prioritate de trecere și astfel a lovit din plin motociclistul, care a ajuns rănit la spital. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că tânărul în vârstă de 27 de ani din comuna Pui, în momentul în care a pus în mișcare autoturismul pe strada Avram Iancu din Petroșani, nu a acordat prioritate de trecere motocicletei conduse de un bărbat în vârstă de 75 de ani din orașul Petrila, care circula din aceeași direcție de mers și a intrat în coliziune cu acesta. În urma impactului a rezultat rănirea motociclistului, iar polițiștii au întocmit în acest caz un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Crește prețul la apă pentru toți consumatorii din Valea Jiului. Potrivit APASERV, inflația este cauza principală a acestei majorări. Conform cadrului legal, conform ordonanței 230, APASERV a urmat deja de la mijlocul anului 2023 să facă un plan de afaceri pentru următorii 5 ani. Parte componentă a planului de afaceri este și planul de evoluție a tarifelor. Știm că ultima majorare de tarif a fost anul trecut, tarif cu care am mers până în iunie. De acolo noi practic nu mai avem tarif, de aia am fost obligați prin lege să facem acest plan de afaceri. Deci ANRSC-ul este cel care ne-a urmărit dacă respectăm legea. S-a făcut plan de afaceri. În cadrul planului de afaceri este un capitol distinct și partea de tarifare. Și, într-adevăr, în acest plan, care este primit și un aviz conform din partea ANRSC-ului, ca să putem supraviețui și să putem asigura funcționarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, știind că în componența prețului apei intră foarte multe elemente, începând de la energie, reactivi, curent, energie electrică, apa brută care o cumpărăm, inflația care și-a pus amprentul. Toate astea sunt foarte bine justificate și noi sperăm, după ce se întâmplă toți pașii legali, conform avizului ANRSC, într-adevăr, prețul apă se va majora cu 18%, la canal cu 27%, adică la apă 1,2 lei, la canal 1,1. Dacă mă întrebați de când, nu vă pot spune doar când se vor fi toți pașii legali, dar vreau să spun din procentele astea, 14% este doar inflația, inflație care nu noi am făcut-o, dar măcar cu asta trebuia ca să supraviețuim, pentru că APASERV asigură în continuare alimentarea cu apă 24 de ore din 24 plus serviciu de canalizare și într-un moment dat nu o să mai avem bani ca să ținem serviciu, adică apa o cumpărăm, reactivul o cumpărăm, energia electrică o plătim, carburantul plătim la tarife mari. Deci noi ca și companie, societate comercială, că până la urmă ce vindem din aia supraviețuim, nu putem să mai ținem toată producția de apă cu tariful la care este acum. Lucru care este certificat prin acel plan de afaceri care a primit un aviz conform din partea Autorității de Reglementare a Prețurilor, adică Agenția Națională de ANRSC. Reprezentanții APASERV Valea Jiului recunosc că în ultimii ani încasările sunt în scădere, iar numărul datornicilor este în creștere. Procentul de încasări e undeva la 70-80% din factura curentă. Foarte greu recuperăm din facturile vechi. Ce este îngrijorător, că populația a scăzut, noi vedem și zic că a scăzut în funcție de factoratul care îl avem noi. La nivel de blocuri a scăzut undeva la 30%, pe semne că ori lumea nu consumă, ori lumea nu mai trăiește în Valea Jiului. La nivel de gospodării n-am avut o scădere așa drastică a consumului, e undeva o scădere de 20%, dar asta se adună.
operatori economici știm că sunt din ce în ce mai puțini, cehul reușesc să-și achite până la factura curentă, iar cea veche mai mult de 45 de zile să nu intre pe penalități o achită. Și în rest este, cum știm toți, o situație în care noi asigurăm un serviciu care trebuie plătit ca să-l putem asigura în continuare. Reprezentanții APASERV afirmă că prețul la apă și canalizare nu va crește și mai mult în cursul acestui an. Eu știu ce se va întâmpla până la 1 decembrie, până la 1 ianuarie. 1 ianuarie este un alt an. Programul nostru, legea ne spune, programul nostru este pe 5 ani de zile, dar datele de intrare se pot schimba de la o lună la alta. Lună ce ne face ca noi să revizuim planul de afaceri de fiecare dată când elementele de intrare se schimbă. Deci nu vă pot spune mai mult sau mai puțin. Urmează să se facă toți pașii legali, sunt lucruri care sunt obligatorii să le îndeplinim. Mai multe terenuri de sport au fost reabilitate și modernizate cu ajutorul administrației publice locale. Astfel, cei care nu au viață sedentară, indiferent că sunt sau nu elevi ai unor instituții de învățământ, sunt încurajați să facă sport într-un loc viu colorat care invită la mișcare. Administrația publică locală din Petroșani încurajează elevii și nu numai să facă orice tip de sport. În aceste zile, prin investiții și implicare, au fost date în folosință mai multe terenuri de sport gata reabilitate. Suntem la școala generală gimnazială 7 din cartierul Aeroport. Anul acesta am reușit să finanțăm din bugetul local 3 terenuri de sport la școli. E vorba de școala 7, Igheduca sediul nou și școala Mihai Eminescu, fostă școală generală numărul 4. Anul viitor avem în plan realizarea încă a 3 terenuri cu suprafață artificială. Este, dacă vreți, o investiție pe care noi am hotărât să o facem în infrastructura școlară, tocmai cu scopul de a încuraja copiii să facă mișcare, să facă sport. Vedeți că terenurile sunt marcate nu doar pentru fotbal, ci și pentru basket sau pot să joace handbal, toate sporturile care se pot practica în timpul orelor de sport și în afara orelor de sport, pentru că, începând cu acest an, toate terenurile de sport din curtea școlilor vor fi deschise și după ore accesul este liber pentru toți copiii sau toți cei care doresc să facă mișcare. În era în care suntem invadați de tehnologie și petrecem mult timp în fața calculatoarelor și a telefonelor, profesorii de sport ne invită să facem mișcare în aer liber. Astfel, modernizarea terenurilor este un motiv în plus atât pentru elevi cât și pentru întreaga comunitate să se antreneze și să fie sănătoși. Înseamnă condiții normale și foarte bune pentru copiii școlii noastre, în care putem să ne desfășurăm activitățile, orele de educație fizică, dar și activități extrașcolare. Sunt condiții foarte bune, având în vedere că cu câteva luni înainte s-a dat drumul și la sala de educație fizică, care probabil se vede în spatele nostru. Acum este terenul de sport care ne creează niște condiții deosebite pentru desfășurarea orelor de educație fizică și pe această cale ținem să-i mulțumim domnului primar pentru aceste investiții, care până la urmă sunt investiții în copiii noștri și creează un cadru potrivit, încurajându-i astfel ca să facă cât mai mult sport și mișcare în aceste timpuri în care, practic, copiii sunt foarte atrași de partea de tehnologie. Astfel putem să combatem, să spunem așa, prin sport și exerciții fizice, aceste lipsuri care sunt astăzi în cadrul societății noastre. Suntem la început, dar vreau să vă spun că nu doar copiii în timpul orilor de educație fizică și extrașcolar, pentru că, așa cum știți, practic, ei au voie să vină și în afară orelor de curs. Terenurile sunt puse la dispoziția comunității și pot să facă mișcare și în afară orelor, ceea ce este un plus pentru comunitatea noastră. În data de 13 septembrie se sărbătorește Ziua Pompierilor. Incinta detașamentului de pompieri din Petroșani și-a deschis cu bucurie și emoție porțile, primind, de la mic la mare, sute de vizitatori gata să descopere povestea din spatele acestei meserii provocatoare. Sute de copii au ajuns în fascinanta lume a pompierilor. Spre surpriza lor, chiar în timpul vizitei a sunat și alarma, care anunța o misiune unde salvatorii trebuiau să ajungă. Spre bucuria noastră, da, astăzi au venit foarte mulți copii aici și
parcă ne întineresc, parcă suntem și noi din nou la o vârstă de, eu știu, 30 de ani pe acolo, dăm și noi un pic înapoi. Chiar foarte, avem o bucurie în suflet foarte mare când vedem atâți copii aici. A sunat alarma în municipiul Vulcan, ambulanța avea nevoie de sprijin și atunci de aici a plecat un echipaj pentru a ajuta ambulanța la Vulcan. Cei mici au fost însoțiți atât de părinți cât și de cadre didactice care se bucură de fiecare dată de astfel de inițiative. Suntem de la Colegiul Național Mihai Eminescu, un număr mare de clase de la învățământul primar. Ceva mai târziu, la finalul programului de astăzi, vor veni și clase de la învățământul gimnazial. Am fost invitați de detașamentul de pompieri din municipiul Petroșan la ziua porților deschise. Ca de fiecare dată ne bucurăm de o primire deosebită din partea dumnealor. Nu este prima dată când venim în vizită la acest detașament și cu siguranță nu este ultima dată. De ce? Pentru că copiii noștri, elevii noștri, se simt deosebit. Este o zi în care încă o dată fac cunoștință cu toate activitățile pe care dumnealor le desfășoară. Cunosc importanța acestor activități pentru întreaga comunitate, pentru noi toți, specificul activităților. Și de asemenea, mașinile acestea devin din ce în ce mai interesante pentru foarte mulți care deja ne transmit mesajul că ar dori să îmbrățișeze această meserie. Chiar am avut ocazia să ne confruntăm în acest moment cu o alarmă pentru pompierii care lucrează în acest, care se află în acest detașament, și asta a fost încă un lucru inedit pentru elevii noștri. Însoțiți de pompieri, cei mai curajoși au avut ocazia să vadă lumea de la înălțime. A fost frică, mie mi-era frică de înălțim și până la urmă mi-am învins frica, a fost super fain. A fost foarte frumos, o experiență foarte frumoasă, se vede toată partea de aici, din Petroșan. Foarte fain și voiam un pic mai sus, adică la maxim. Era foarte fain. A fost foarte fain, prima dată mi-a fost frică, dar acum e foarte fain, m-aș mai da. A fost foarte fain, o senzație frumoasă. A fost foarte fain pentru că mie mi-era frică, dar pe-aia am văzut că e fain. Această zi a adunat la oaltă și foști pompieri ai detașamentului care s-au bucurat de o zi plină și au depănat amintiri în locul pe care l-au numit a doua casă. E 13 septembrie, ziua pompierilor din România. Ca în fiecare an și noi rezerviștii ne reîntâlnim la companie, la detașament mai nou, prilej de aducerea minte a unor ani petrecuți aici, cred că destul de mult, 20 și ceva unii, alții poate mai puțin, alții mai mult. Și coincidență, ziua porților deschise, o grămadă de prunci aici, care poate că dintre ei vor ajunge unii chiar urmași al celor care astăzi ne reîntâlnim la, eu știu, momentul din acesta, sărbătorești totuși. Întâi de toate, aici a fost a doua familie a fiecăruia dintre noi. Au fost activități, au fost intervenții, au fost situații în care pur și simplu nu știai cum să te aduni, dar toate una peste alta au trecut cu bine și lucrurile ne-au adus acum din nou împreună, să ne readucem aminte de unele și altele.